Reprezentanții centrului din Târgu Jiu spun că s-au trezit cu o avalanșă de donatori după ce valoarea tichetelor a crescut de 4 ori, iar personalul nu mai face față valului de cereri. Până cu ianuarie 2024, când numărul donatorilor a crescut exponențial pentru luna ianuarie, numărul nostru de donatori a fost cu 80% mai mare decât aceeași lună a anului precedent. De aceea a trebuit să ne organizăm din toate punctele de vedere. Personalul este puțin, ne confruntăm cu o lipsă majoră de personal. În sfârșit, de-abia de la 1 am reușit și noi să demarăm și să ocupăm un post care era vacant, deoarece una dintre asistente era în maternitate și, după cum se vede, e greu să acoperi 4 scaune de recoltă cu o singură asistentă. Pentru prima dată în istorie, donatorii au fost refuzați. La Târgu Jiu, de exemplu, s-au format liste de așteptare care se întind pe mai multe luni. Centrul de transfuzii a fost nevoit să oprească recoltările pentru că personalul nu făcea față valului de donatori. Personalul nostru este deficitar și ne dorim ca la această cantitate de sânge să oferim până la urmă și calitatea care este impusă și de care noi ținem în continuare. Încercăm să acoperim până la urmă activitatea. În luna februarie, datorită stocului foarte mare de produse sanguine, au fost amânate anumite grupe de la donare. Am menegeriat în așa fel prezentarea la donare prin programare, prin discuții telefonice personale cu fiecare posibil donator care s-a prezentat la noi în centru sau care ne-a contactat prin diversele mijloace puse la dispoziție, în așa fel încât să oferim produsele necesare, la timpul necesar pentru pacient, bineînțeles proaspete, și în așa fel încât să nu rebutăm nimic din produsele sanguine. Situația este similară și în țară. S-a ajuns în situația în care nu mai este loc în frigidere pentru păstrarea sângelui, care este surplus pentru anumite grupe și se poate deprecia.